Gălățeanca le-a mărturisit polițiștilor că și-a lăsat mașina nesupravegheată câteva momente, timp în care hoții au lăsat-o fără poșeta aflată pe scaunul din fața mașinii. Am auzit alarma și a venit Costel, vezi că ți-a spart geamul, ți-a luat poșeta. 2 minute și o las aici de 4 luni de zile, cu tot în mașină, cu toate. A DSV și nu aveam nevoie de el. Bună, cu ce a aruncat, să nu înțeleg. A, da, cu ceva, mă, și-a spus, cu pumnul să spart. Mă nerg de puțin. Din imaginile surprinse de o cameră de supraveghere, se vede cum doi tineri o iau la sănătoasa, iar unul dintre ei ține în mână geanta femeii. Polițiștii sunt acum pe urmele hoților, iar dacă vor fi prinși, riscă să stea câțiva ani la închisoare pentru distrugere de bunuri și furt.